Connector și Mișa se pregătesc pentru încă un eveniment important din viața lor, cununia religioasă. Fericiții părinți respectă cu sfințenie tradițiile, așa că au pregătit o nuntă pe care invitații n-o vor uita niciodată. Va fi ceva foarte interesant, cu siguranță, dar mai bine aflăm mai multe de la Connector. O să fie o nuntă cu temă. La intrare nu vom servi invitații cu pișcoturi și cu șampanie. Să avem prăjeală țigănească cu mămăligă și eșaturi de vot cărusească. O nuntă așa cum n-au mai văzut vreodată. Asta îi așteaptă pe invitații lui Connector și ai Mișei. Fericiții părinți au intrat pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru ziua cea mare. Mi-am luat un costum care a costat vreo 7 milioane. Ce culoare e? Albastru, e culoarea mea preferată, lămaren. Cât despre rochia Mișei? N-am văzut-o, că e cu treaba asta, așa e tradiția, nu? La petrecere, Connector și soția lui așteaptă în jur de 300 de invitați. Pepe Nașu a pregătit un program la fel de fuzionat, să zic așa, moldovenesc-țigănesc. Imaginii de la nunta anului vedeți săptămâna viitoare în exclusivitate la Acces Direct. Iar joi, Connector vine în platoul emisiunii cu toate detaliile despre nunta cu Mișa.